Specialiștii de la Protecție Civilă au făcut-o astăzi pe studenții, acestora li s-au testat cunoștințele teoretice, cât și cele practice, dar li s-au predat și lecții noi. Temele au fost citite de specialiștii de profil. Aceștia au venit cu informații despre depășirea situațiilor de stres, crearea relațiilor interpersonale și strategii de comunicare eficientă. Salvatorii și pompierii s-au arătat interesați. De obicei nu sunt așa situații stresante, doar în cazuri excepționale așa. Fiind lunare, sunt foarte importante pentru că specialiștii sunt bine pregătiți și temele sunt actuale. Asta este cel mai important. Mă stăruiesc să mă autoliniștesc. Am mai studiat și am mai citit ceva literatură și deseori recurg la așa un procedeu. În situații de stres spune trebuie neapărat să aduci aminte despre careva persoane care poate trece prin greutăți și mai mari și asta într-o măsură care te autoliniștește. Fiecare zi poți fi stresuri. Că așa e în serviciu. Ne bazăm pe colegi, calmul, păstrăm și depășim. Potrivit organizatorilor, informațiile au drept scop îmbunătățirea serviciilor și siguranța cetățenilor. Astăzi am asistat la instruirea profesională a salvatorilor și pompierilor, în special este vorba de angajații Serviciului Protecției Civile și situațiilor excepționale din Direcția Protecției Civile. Avem o sală plină de peste 80 de oameni care au venit din teritoriu, din cadrul serviciului nostru, pentru a afla mai multe, pentru a cunoaște mai multe, pentru a se documenta, în așa fel ca activitatea lor să fie mult mai bună în favoarea și interesul cetățeanului. Menționăm că astfel de ore au loc în fiecare lună în cadrul Centrului Republican de Instruire al Serviciului Protecției Civile și Situații Excepționale.